Banca Națională a României a redus rata dobânzii de politică monetară pentru a treia oară în acest an, la nivelul de 3,25% de la 3,50%, se precizează într-un comunicat publicat pe site-ul instituției. Consiliul de administrație al BNR a decis în ședința de astăzi să reducă rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 3,25% pe an, de la 3,50% începând din 5 august, se arată într-un comunicat publicat pe pagina de internet a instituției. Aceasta este cea de-a treia scădere a dobânzii cheie din 2014, după ce Banca Centrală a mai operat două tăieri de dobândă în ianuarie și februarie. Reducerea dobânzii cheie, cum se mai spune, înseamnă reducerea dobânzii interbancare la care se împrumută băncile pe piața interbancară. Asta înseamnă că la dispoziția băncilor comerciale vor rămâne mai mulți bani și se speră prin această reducere a dobânzii ca băncile comerciale la rândul lor să reducă dobânzile pentru creditele pe care le acordă atât populației cât și societăților comerciale, deci să încearcă o stimulare a economiei. Sigur că aceasta este doar o tentativă a băncii naționale, ei încearcă prin acest lucru ca să lase mai mulți bani băncilor, ca ele la rândul lor să reducă dobânzile. Acum depinde de fiecare bancă comercială, de strategia pe care o are, de politica pe care o au. Nu poate Banca Națională ca să impună reducerea dobânzilor la băncile comerciale, dar prin această reducere ei dau niște semnale și lasă niște bani mai mulți la dispoziția băncilor comerciale și speră că acestea se reducă la rândul lor, menținându-și rata profiturilor care l-au acum, nici de cum majorându-l prin această reducere a dobânzii cheie. Decizia privind reducerea dobânzilor practicate de către bănci rămâne însă la decizia instituțiilor bancare.